Din moment ce este o realitate despre care am fost informați, suntem obligați să adoptăm o anumită atitudine. În mai multă sau mai puțină cunoștință de cauză, unii o contrazic și alții o ignoră. Unii o iubesc, o caută și alții luptă împotriva ei. Unii vor să fie folositori împărăției lui Dumnezeu, în timp ce alții vor doar să profite de ea. Vorbind despre felul în care ar trebui să ne organizăm viața, ce ar trebui să ne frământe și ce nu, Mântuitorul spunea: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Bine, ne-am regăsit la o nouă meditație despre împărăția lui Dumnezeu. Versetul citat din Evanghelia după Matei este unul dintre versetele foarte cunoscute, folosite frecvent și memorat de mult. Cu toate că la prima vedere mesajul este foarte clar, oare ce ar trebui să înțelegem din cuvintele Mântuitorului? Știm împrejurarea în care au fost puse aceste cuvinte. Observând câtă energie și interes depuneau oamenii pentru mâncare și pentru îmbrăcăminte, știind câte îngrijorări nasc aceste frământări, cât de mult ne pot consuma, Domnul atrage atenția că ceea ce ar trebui să ne preocupe cu adevărat și cu prioritate este împărăția lui Dumnezeu. Probabil că în momentul în care citim îndemnul Domnului Isus, ne întrebăm: oare pe ce ar trebui pus accentul? Trebuie el să cadă pe expresia căutați sau pe expresia mai întâi? Dacă ne-am gândit la căutare în sensul găsirii cuiva sau a ceva, atunci trebuie să ne amintim că împărăția nu este secretă, nu este ascunsă. Dacă Dumnezeu ar fi ascunsă de noi, indiferent cât de mult ne-am fi străduit, orice am fi făcut, nu o putem afla. Căutarea în sensul găsirii nu are logică, nu are sens, pentru că am văzut deja că Dumnezeu ne-a descoperit împărăția. Personal, cred că accentul trebuie pus pe expresia mai întâi, adică noi cei care oricum suntem în căutări, în cercetări și dorim să știm care sunt lucrurile mai importante, ar trebui să avem grijă ce considerăm prioritar pe agenda zilnică. Știind frământările noastre și greșelile noastre, Domnul spune că nu trebuie să fim preocupați ca păgânii, interesați cu prioritate în mâncare și în îmbrăcăminte, ci să punem accent pe împărăția lui Dumnezeu și, în mod implicit, pe relația noastră cu Dumnezeu. În momentul de cercetare, aș vrea să ne gândim la locul pe care îl oferim împărăției în agenda vieții și în agenda zilnică. Cum arată agenda până acum? Ai căutat împărăția lui Dumnezeu? Ai aflat adevărul despre ea? Ești în ea sau ai lăsat aspectele acestea pentru mai târziu, pentru bătrânețe? Dacă agenda îți va demonstra că împărăția a fost neglijată, nu ar fi momentul să te schimbi. Uită-te cum arată agenda pentru astăzi și pentru zilele următoare. Care este locul și proporția oferită împărăției? Cauți în fiecare zi binele ei sau binele personal? Importanța asigurării unui loc în împărăție și urgența cu care trebuie să ne gândim la ea sunt prinse și în cuvintele Mântuitorului: din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția celor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Dragii mei, prioritatea împărăției este clară. Dar trebuie să știm că prioritatea împărăției înseamnă, de fapt, prioritatea împăratului. Un creștin adevărat trebuie să fie interesat în ce îl interesează pe el și să își hrănească bucuria din ce îi produce bucurie lui, Domnului nostru. În concluzie, la modul cel mai practic, prioritatea împărăției se vede din asigurarea locului în ea, atenția sporită față de împăratul nostru, raportarea corectă la ceilalți cetățeni ai împărăției, ajutarea fraților mai slabi și a celor mai neînsemnați din ea. Și în cazul acesta, exemplul nostru suprem rămâne tot Mântuitorul.
Pentru el, prioritatea împărăției însemna vestirea ei, extinderea ei, protejarea ei și ascultarea totală de Tatăl. Sunt convins că Domnul Iisus se ruga pentru împărăție, lucra pentru ea și îi ajutau pe cei care doreau să intre în ea. M-am gândit că am fi avantajați dacă atunci când ne-am planificat ceva ne-am întrebat ce câștigă împărăția din ce îmi propun să fac? Un nume bun? Oameni noi? Avantaje materiale? Știu că cerința Mântuitorului pare grea. Destul de greu de aplicat. Noi trăim într-o lume materială, avem nevoie de multe lucruri pentru viața de aici și dobândirea lor cere investiție, timp. Cum să facem din împărăție prioritate când lumea aceasta ne cere așa de multe investiții? Întrebarea pare logică, dar am uitat oare ce spunea Domnul în versetul luat în discuție. Am reținut doar porunca sau și promisiunea? Chiar dacă omenește așezarea împărăției ca prioritate ne poate dezavantaja, Mântuitorul ne asigură că atunci când vom proceda așa, prin grija Lui nu vom duce lipsă nici de celelalte. Îți mulțumim frumos că ai fost și astăzi cu noi. Dacă ești printre cei care au aplicat acest principiu, știi că este adevărat. Continuă așa și vei avea numai de câștigat. Dacă, indiferent pe ce motive, ai neglijat împărăția, îți propun să-ți schimbi azi prioritățile. Vei constata, cu bucurie sper, că și aici Domnul are dreptate 100%. Hristos este viu. El este împăratul. Împărăția Lui este extraordinară și eternă. Fă parte din ea și lucrează pentru extinderea ei. Pentru că tot ce faci pentru împărăție, faci pentru binele tău și vremelnic și veșnic.